Vreau în această dimineață să împărtășesc cu dumneavoastră un cuvânt care se intitulează De ce cred că Biblia este adevărată? De ce cred că Biblia este adevărată? Aceia dintre dumneavoastră care obișnuiți să participați la întâlnirile noastre, dacă vreți spun slujbele noastre, la programele de dimineață ați băgat de seamă că avem un set de predici început anul acesta, pe parcursul întregului an, cu titlul Sunt convins. În această dimineață, titlul predicii este Sunt convins că Biblia este adevărată. Știu că pentru unii dintre voi, setul ăsta de predici nu e neapărat cel mai atractiv, pentru care foarte multă informație și s-ar putea mai ales după o noapte în care ați dormit mai mult sau mai puțin, liniștiți, să fie destul de greu să vă concentrați. Dar noi am ales, cred că atunci când am ales să mergem pe aceste de predici, am ales călăuziți de următorul principiu. În calitatea noastră de creștini, trebuie întotdeauna să știm ce credem și după ce știm ce credem, trebuie să știm de ce credem ceea ce credem și apoi să fim în stare să mărturisim. Eu vă întreb, și acum sigur, fiind într-o biserică, nimeni nu poate da un alt răspuns, întrebarea este oarecum retorică, dar vă întreb, credem noi în modul cel mai real că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu? Inspirat pentru noi, valabil și pentru noi astăzi în secolul 21? Și dacă da, de ce credem asta? Crezi că Biblia e cuvântul lui Dumnezeu, norma absolută pentru existența ta pe acest pământ? Dacă da, de ce? E o întrebare atât de simplă, o întrebare pe care o adresează absolut orice copil. De ce? De ce? De ce? Și după ce știi de ce, poți să fii în stare să le spui și altora. Adică n-ai cum să vorbești altora și să le spui, uite, eu cred că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu, care a venit în lumea asta să moară pentru păcatele mele, a murit și a înviat, bazat pe ce? Pe Biblie, pe cuvântul lui Dumnezeu. Dar tu crezi că Biblia este adevărată? Da. Dar de ce? Aș vrea să deschideți împreună cu mine Biblia. Voi porni de la un fragment din Scripturi, din 2 Petru, capitolul 1, versetul 16. Sunt două versete, nu, trei versete, pe care le citesc, de la care pornește mesajul din această dimineață. Evident că nu mă voi referi doar la aceste fragmente biblice, pentru că, așa cum am spus, vreau să aduc înaintea dumneavoastră câteva argumente pentru care eu cred că Biblia este adevărată. 2 Petru, capitolul 1, versetul 16. În adevăr, v-am făcut cunoscute, zice apostolul Petru, puterea, și nu doar puterea, ci și venirea Domnului nostru Iisus Hristos, pentru că biserica în vremea aceea trăia tot timpul cu așteptarea aceasta, o așteptare pe care noi am cam pierdut-o. V-am făcut cunoscute aceste două dimensiuni, puterea lui Dumnezeu și venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Puterea care se manifestă acum și puterea care se va manifesta în viitor, odată cu venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Și v-am vorbit despre asta, spune Petru, nu bazându-ne pe niște bazme meșteșugit alcătuite, sau dacă vreți într-un limbaj mai contemporan, pe niște povești, pe niște legende meseriași făcute. Și acum uitați-vă ce zice Petru aici. Ci ca unii care am văzut noi înșine cu ochii noștri mărirea Lui. Adică zice Petru, ce vă povestim, ce vă vorbim, sunt lucruri pe care noi le-am văzut, le-am experimentat și dacă veți vedea în Biblie, în Noul Testament, veți vedea că același lucru spune și Ioan și Pavel. Lucrurile pe care vi le vorbim, vi le împărtășim, nu sunt povești, nu sunt bazme, nu sunt legende, meșteșugite, alcătuite, făcute frumos, ca să sune bine, să dea bine la public, ci sunt lucruri pe care le-am văzut noi înșine, le-am trăit noi înșine. Și sunt lucruri care vorbesc despre ce? Despre gloria lui Iisus Hristos. Puterea Lui care se manifestă astăzi și puterea Lui care stă să se manifeste în viitor. Și acum, versetul 20,
tot din 2 Petru, capitolul 1. Fiindcă mai întâi de toate, să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură. Adică niciun verset din Biblie, nicio jumătate de verset din Biblie, nicio propoziție, niciun cuvânt din Biblie nu se interpretează singur. Și cu ajutorul lui Dumnezeu, dacă în această dimineață vreau să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri în legătură cu argumente în favoarea Scripturii sau de ce cred eu în Biblie, data viitoare, dacă Dumnezeu ne ține cu viață, vreau să vorbesc despre cum interpretăm Biblia. Și aici avem un principiu fundamental, versetul 20. Biblia se interpretează cu Biblia. Și fac aici doar o scurtă paranteză și mă arunc la niște lucruri care ar putea să nască niște controverse, mai ales pe online. Nu cred că în dimineața asta aici, dar mai ales la cei care ne urmăresc. Dar vreau să-i avertizez pentru data viitoare când vom vorbi despre acest adevăr. Biblia se interpretează. Sunt convins că Biblia este adevărată și sunt convins că Biblia se interpretează. Și o să mă întrebați cum adică se interpretează. Simplu. Ia gândiți-vă la prietenii noștri ortodoxi care susțin că atunci când copilul e mic, trebuie botezat. Argumentul biblic folosit pentru asta în Noul Testament este acela care spune că, de exemplu, temnicerul din Filipi a fost botezat, el și toată casa lui. Prin urmare, susțin cei care au punctul ăsta de vedere, spun, păi în casa temnicerului nu a fost niciun copil. Și atunci voi vedeți, noi citim un text din Biblie, toți citim același text, și ajungem la concluzii diferite. Ba mai mult se întâmplă ca noi înșine să citim un text din Biblie și să ajungem noi la concluzii diferite în zile diferite, în funcție de ce ni se întâmplă în viață. Când ești bolnav, ai alte concluzii. Când îți merge bine, parcă ai alte concluzii. Și atunci, sunt convins că există niște reguli de interpretare a Scripturii, că atunci când te apropii de textul sacru, de cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să înțelegi contextul în care a fost scris, să înțelegi mai întâi că nu iei doar un singur verset și te uiți și la ce a fost scris înainte și la ce a fost scris după aceea, și că atunci când un verset pare că se contrazice cu toată Biblia, înseamnă că nu l-ai înțeles tu bine. Și despre asta o să vorbim data viitoare. Mai vă dau de aici ceva despre care, sau încă o referință care poate să nască controverse. Apostolul Pavel spune la un moment dat, femeia va fi mântuită prin naștere de fii, și de la propoziția asta s-au clădit adevărate teologii. Când Biblia spune că omul e mântuit prin credință și credința aduce fapte, ce concluzie poți să tragi din asta? Că numai bărbații sunt mântuiți prin credință. Dar știți care e problema cu interpretările astea? E că unii citesc din Biblie doar o jumătate de verset și cel mai simplu lucru și de bun simț este să spui, citește și ce zice înainte și ce zice după aia și se rezolvă problema. Dar despre asta, că v-am văzut că unii v-ați așezat acum așa pe scaune, despre asta data viitoare. Versetul 21. Căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, și mă refer aici la prorociile din Biblie, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt. Și asta e definiția Bibliei. Oameni care au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt. Mai zic o dată și o să vă pun să repetați cu voce tare, ca la școală, și v-am avertizat. Voi coborâ din când în când de aici, mă voi apropia de dumneavoastră, că știu că mesajul de astăzi e un mesaj foarte consistent și vă avertizez cu foarte multe versete din Biblie. Oameni care au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt. Asta e definiția Bibliei. Oameni care vorbesc de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt. Sunt aproximativ 40 de oameni. O să vă spun mai multe despre asta la timpul potrivit. Numai că noi trăim într-o vreme în care foarte mulți oameni vorbesc despre Biblie fără să o fi citit. Sau unii o citesc, dar în mod superficial. Vedeți că fiecare parte din Biblie este folositoare, dar nu egal folositoare în același timp. Poate n-am spus-o destul de articulat, dar am să mai spun o dată. Fiecare parte din Biblie este folositoare, dar nu egal folositoare în același timp. Sunt oameni care n-au citit în viața lor Evanghelia după Matei, n-au citit Evanghelia după Marcu, n-au citit lucruri elementare, dar se aventurează înspre Daniel. De exemplu, în Daniel avem un capitol în care sunt zeci de prorocii, într-un singur capitol, zeci de profeții care s-au împlinit în istorie și dacă stai să le urmărești, se împlinesc milimetric în tot felul de războaie și în ridicarea unor imperii, decăderea altor imperii. Și oamenii ăștia se aventurează acolo, dar ei n-au citit o Evanghelie. E ca și cum cineva alerga
de două ori în viață și după aia s-ar înscrie la maraton, la olimpiadă. Foarte mulți oameni fac parte din această categorie. Zice, băi, am încercat să citesc din Biblie, dar n-am înțeles nimic. Dar e foarte important să înțelegem că toată Biblia este folositoare, dar nu egal folositoare în același timp. E ca și cu mâncarea. Un copil mic nu poate să mănânce orice fel de mâncare. Vedeți, mi se pare, eu am gură de aur, da, eu am gură de aur, se spune despre omul ăsta din veacul de început al bisericii că știa pe de rost Noul Testament și îl citea săptămânal încă o dată și ucenicii lui l-au întrebat, părinte, de ce mai citești dacă tot îl știi pe din afară? Și el a zis așa, păi, dacă știu rețeta, înseamnă că nu mai mănânc? Pentru că Domnul a zis că omul nu va trăi doar cu pâine, ci cu orice cuvânt care vine de la Dumnezeu. Și noi știm că orice cuvânt care vine de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Dar orice cuvânt care vine de la Dumnezeu, nu neapărat că știu eu să ridic tonul la timpul potrivit. Sunt oameni care cercetează extrem de superficial și Google-ul ne-a făcut pe toți atotștiutori. N-ai văzut pe unul să nu știe ceva. Imediat bagă pe Google. Asta nu înseamnă că dacă ai o informație, deja știi despre ce e vorba. Foarte mulți oameni cercetează lucrurile superficial. Dacă ești din categoria celor care au băgat pe Google, este Biblia adevărată, și au verificat primele trei site-uri și au ajuns deja la o concluzie, îmi pare rău să-mi spun, dar concluzia la care ai ajuns 100% e greșită. Mai există și o mare categorie de oameni, și să-mi fie cu iertare dacă greșesc, care fac parte din grupul credulilor leneși, care și-au format o părere despre Biblie din stand-up comedy, din filme, din ce-o zis nu știu care. Și dacă stai de vorbă cu cei mai mulți oameni care contestă autoritatea Scripturilor și care iau la miștos Biblia, stând de vorbă cu ei, vei vedea că n-au habar de Biblie, n-au citit-o în viața lor. Spun niște enormități și rămân câteodată uimit chiar de unii oameni cu o anumită cultură, că vorbesc în podcasturi sau vorbesc la TV, în diverse ipostaze și vorbesc despre Biblie niște lucruri și zici, bă, omul ăsta n-are habar despre ce vorbește. Dar eu mă întreb, dragii mei, dacă noi care suntem pocăiți și noi spunem, da, eu cred că Biblia este cartea aceea în care oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. Dacă noi nu citim Biblia, și acum nu ziceți amin aici, dar dacă noi nu o citim, uite, dacă noi nu venim de multe ori cu ea, fie în variantă electronică, fie în varianta asta clasică, care ar fi de preferat, ce pretenții să avem de la cei oameni care își formează o concepție despre Dumnezeu și despre Biblie de unde? De unde să-și formeze? De pe net. Vedeți, cei mai mulți oameni resping autoritatea Scripturilor nu pentru că au cercetat, ci pentru că nu le convine. Pentru că nu vor autoritatea asupra lor. Chiar zilele trecute aveam cu cineva o discuție pe tema asta și îmi spunea, zice, m-am uitat pe Google și am văzut că Biblia s-a format numai și se referea la Noul Testament. Cele 27 de cărți din Noul Testament au fost recunoscute numai în anul 360, când toți episcopii s-au întâlnit la Odiseea și au hotărât în anul 360 că astea 27 de cărți formează practic Noul Testament. Și am spus, omule, vezi ce înseamnă să-ți formezi părerea de pe Google? Pentru că dacă ai fi cercetat puțin problema mai îndeaproape, ai fi văzut, de exemplu, că încă din anul 90, vă spun vouă, celor care aveți senzația, că cele 27 de cărți care formează canonul Noului Testament sau sunt așezate ca fiind Noul Testament sau formează Noul Testament împreună, au fost puse acolo la întâmplare sau au fost puse în urma unor discuții politice de către episcopi. Să știți că vă înșelați și vă dau doar un exemplu. Încă în anul 90, e un domn, să nu zic frate, dacă vreți, Clement Romanul, care scrie două epistole, adică două scrisori către biserica din Corint, în anul 90, prima, a doua o scrie în anul 95, prima când o scrie, nu era deja scris Apocalipsa, deci cam în aceeași perioadă,
Și le spune credincioșilor din Corint să accepte epistolele lui Pavel sau scrisorile lui Pavel, acelea pe care și noi le avem astăzi în Biblie, ca venind din partea lui Dumnezeu și ca fiind autoritate și normă pentru viața lor. Știți când se întâmplă asta? În anul 90. Nu în anul 360, când în sfârșit episcopii n-au făcut nimic altceva. Știți ce au făcut episcopii când s-au întâlnit la Laodiceea? Au decis ceva ce exista. Adică cele 27 de cărți deja erau recunoscute în biserică. E adevărat că mai circulau niște cărți care se numesc apocrife. Poate ați auzit de ele. Oh, și cât tam-tam s-a făcut pe treaba asta, de exemplu, cu Evanghelia lui Iuda. Am să vă spun că Iuda n-avea cum să scrie așa zisa Evanghelie a lui Iuda dintr-un motiv evident. Era mort. Și dacă era mort, nu mai avea cum să scrie. Această Evanghelie a lui Iuda a apărut cândva prin anul 300 și pe baza ei s-a scris o carte, celebru Cod al lui Da Vinci. Vă aduceți aminte? În urmă cu vreo 20 de ani, poate mai puțin, s-a făcut și un film pe chestia asta. Și cartea asta conține o grămadă de informații false, eronate, niște enormități, niște bazaconii. Dar cum apăreau aceste, așa zise, apocrife? De exemplu, există Apocalipsa lui Petru. Ea n-a fost scrisă de Petru, că ea a fost scrisă prin anul 300 și ceva. Deci Petru era și el mort. Dar cum apăreau aceste cărți? Se întâmpla în felul următor. Unii dintre dușmanii bisericii, ca să zmintească învățătura dreaptă, învățătura apostolilor, ce făceau? Își puneau propriile păreri și după aceea atribuiau părerea lor unuia dintre apostoli, știind că apostolii au autoritate în biserică. De fapt, unul din criteriile după care au fost alese cele 27 de cărți ca fiind inspirate e acesta, să fi fost scrisă de un apostol sau de un ucenic a unui apostol, cum e de exemplu Marcu, despre care știm că a fost ucenicul lui Petru și dacă citiți, acum când o să citiți Evanghelia lui Marcu, să o faceți când ajungeți acasă, veți vedea că e practic prin ochii lui Petru. Pentru că Marcu, Ioan Marcu, a fost tâlmaciul lui Petru când Petru s-a dus la Roma și ăsta nu știa limba latină și Petru a fost traducătorul lui. Și Ioan Marcu l-a tradus pe Petru creștinilor din Roma. Și practic, dacă citiți Evanghelia după Marcu, veți vedea că e spusă din perspectiva lui Petru. Cărțile din Noul Testament, unul din criteriile după care au fost puse acolo, a fost acesta. Să fi fost scrise de un apostol sau unul dintre ucenici apropiați. Ca să se împlinească ce spune Petru aici. Ceea ce vă spunem noi, zice Petru, în legătură cu manifestarea puterii lui Dumnezeu, lui Hristos, astăzi, în prezent și în viitor, nu sunt niște povești meseriașe așezate, ci ceva ce noi am experimentat despre gloria lui Hristos. E ceva ce noi am văzut cu ochii noștri. Așadar, când veți auzi oameni spunând despre Biblie că nu e adevărată, că e o colecție de mituri, de legende, ca legendele Olimpului, aș vrea să rămână în mintea dumneavoastră aceste 7 argumente pe care vi le aduc. Știu că n-am zis 7, dar avem vreme, că ați văzut că închinarea a fost mai scurtă, tocmai în ideea asta. Sunt 7 argumente pentru care cred că Biblia e adevărată. Vreau să vi le prezint pe toate 7 și apoi o să mai cobor, să vă mai întreb câte ceva, dacă e cazul, bineînțeles. Mai întâi, cred că Biblia e adevărată pentru că am fost convins de Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Și vă uitați acum la mine și vă întrebați, bun, dar... Bun, o să vă explic. 2. Pentru că în ea găsești informații confirmate de știința modernă, adică informații care, în mod uimitor, sunt confirmate de cercetările de astăzi. 3. Pentru că Biblia își păstrează sensul în toate limbile, fiind cea mai tradusă carte. Și știți bine că, în legătură cu traducerile, majoritatea dintre voi știți limba engleză, unii dintre voi ați venit din alte țări, știți ce greu e să tălmăcești, să traduci anumite expresii. 4. Pentru că prezintă evenimente și oameni adevărați. Deci dacă ne uităm în Biblie, locurile prezentate de Biblie, oamenii prezentați de Biblie, nu sunt personaje inventate, mitologice, nu sunt niște povestiri istorice, ci sunt lucruri reale. 5.
pentru că are un mesaj unitar care nu se contrazice. Aici vreau să accentuez treaba asta, că de foarte multe ori unii vin și spun că Biblia se contrazice. Nu se contrazice, absolut deloc. Ne contrazicem noi, de multe ori, și singuri, fără să ne contrazică nimeni. 6. Pentru că are profeții care se împlinesc. Și acum, dacă ar fi să vorbim numai despre profețiile care se împlinesc, unii au o adevărată predilecție și preferință să vorbească numai despre profețiile care se împlinesc. Și asta e un exces și o extremă. Dar eu cred că am putea vorbi cel puțin vreo 2 ani numai despre prorociile din Biblie care s-au împlinit deja în istorie. Unii se uită mai ales la alea care urmează să se împlinească. 7. Pentru că Biblia schimbă vieți. Dovada? Ești tu în această zi aici. 1. Cred că Biblia este adevărată pentru că am fost convins de Dumnezeu. Pune-te, rog frumos, și rog pe cei de la videoproiector să fie foarte prompți în această zi, pentru că pune primul verset, o să trecem rapid, așa. Primul verset, 1 Tesaloniceni, capitolul 1, versetul 5. În adevăr, zice Pavel aici, așa. Evanghelia noastră v-a fost predicată nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfânt și cu o mare îndrăzneală. Și vreau să accentuez. Evanghelia a fost predicată cu putere și cu Duhul Sfânt. S-ar putea ca mulți dintre voi, uite, eu în calitate de predicator am următoarea dilemă și sunt convins că și voi aveți. Bun, Biblia este adevărată, ea este cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci cum se întâmplă că o spui la 10 oameni și din 10 oameni numai unul reacționează? Sau doi? Păi alți nu pricep nimic. Și Apostolul Pavel zice aici, eu vă spun sincer că am avut treaba asta ca predicator, mai ales la începutul slujirii mele, aveam senzația că Duhul Sfânt și putere înseamnă cât de tare strig eu. De-aia o țineam, dacă mi-ascultați predicile alea mai vechi, o țineam și eu mă mir de mine, nu știu cum. Fizic să reziști. Acum, fiți atenți la ce vă spun în această zi. Puterea lui Dumnezeu nu stă în asta, în primul rând. Noi avem dilema asta. Bun, o spui colegului tău. Ne-am rugat pentru cei din familia noastră care nu-s mântuiți, pentru cei de aproape. Bun, le-ai spus unor oameni despre Dumnezeu. Le-ai zis așa, uite, din Biblie zic, Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu. Și ăla se uită la tine. 10 oameni ascultă, unul e cercetat. Unul i-ai spui, Dumnezeu te iartă, Dumnezeu te mântuiește, Dumnezeu are putere să te libereze, îl vezi că e cercetat. Altul ia, uite, mă uit și peste biserică. Altul stă pe telefon. Și de fiecare dată. Și atunci m-am întrebat, mă, dar care e treaba? Și noi încercăm, ca predicator încerci, v-am zis, încerci tot felul de, nu știu cum să le numesc, șmecherii oratorice. Da, știți ce înseamnă asta? Doar că vă fac pe voi atenți, dar voi nu vă schimbați. Voi sunteți atenți, dar viața voastră rămâne la fel. Și puneți-vă frumos următorul. Da, nu, lasă așa. Nu, lasă. 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 14. Omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o, ziceți voi, că vă puteți vedea și voi, o nebunie. Și ia vedeți următoarea propoziție. Și nici nu le poate înțelege. Pentru că ele trebuie judecate duhovnicește. Știți cum facem noi predicatori atunci când încercăm să ridicăm tonul ca să convingem pe cineva că ceea ce spunem e adevărat, că Biblia e adevărată? E ca atunci când ați mers în altă țară, n-ați înțeles limba celui cu care vorbeați, dar ați început să vorbiți mai tare tot în românește. Mă înțelegi? Mașina! Și ăla se uită săracul. Ce mașină? The car. Ăla n-are nevoie ca tu să ridici tonul. Ăla are nevoie să-i spui în limba lui să înțeleagă. Dar ați observat că există tendința asta noastră când vorbim cu cineva care nu înțelege într-o altă limbă, să ridicăm tonul, că, mă, nu înțelege, dar măcar să audă tare. Tot în română îi zici, n-are cum să înțeleagă. Și zice Pavel aici, când vorbești cu un om care nu-i duhovnicesc, ce înseamnă un om neduhovnicesc, care n-a fost încă regenerat, născut din nou, transformat de Dumnezeu, căruia încă Dumnezeu nu i-a schimbat mintea prin naștere din nou, adică Duhul Sfânt nu i-a vorbit la nivelul minții lui, tu ai pretenția ca omul ăla să înțeleagă și să priceapă, dar zice Biblia că el nu poate pricepe. E ca atunci, eu mi-aduc aminte de orele de chimie, au fost câteva ore în care chiar m-am străduit să înțeleg ceva. Mă uitam prin puterea minții. La un moment dat a renunțat.
Știu că unii dintre voi, medici sau știu eu, chimici, vă uitați la mine și ziceți, domne, chimia, într-adevăr știu că e superbă și e foarte importantă. Fiecare cu darul lui. Dar, sau vă aduceți unii aminte de ora de matematică sau știu eu, de altă oră. Când stăteai și pur și simplu nu puteai înțelege. Pavel zice, un om care nu-i duhovnicesc, adică un om care n-a fost atins la nivelul minții lui de Duhul Sfânt, nu poate înțelege, poți ridica tot tonul cât vrei, poți să stai într-un picior, îl poți fascina, îl poți face să râdă, îl poți face să plângă, dar tot nu se întâmplă nimic, nu-l poți convinge că Biblia e cuvântul lui Dumnezeu. Și pune-te, rog frumos, următoarele versete. Și zice Pavel acolo așa, în 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 3 și 4. Ba mai mult, zice, Evanghelia noastră este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte este necredincioasă și a fost orbită de Dumnezeul viacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu, adică omul care nu a fost atins de Dumnezeu, n-a fost convins de Dumnezeu. Are mintea acoperită și nu o vei descoperi tu prin simplu fapt că, nu știu, vorbești mai tare sau că îi spui ceva care îl fascinează. Dar acum, vă uitați la voi, majoritatea dintre voi sunteți pocăiți aici și ziceți, bă, dar noi ăștia care am înțeles că Biblia e adevărată, înseamnă că nu suntem deștepți. Nu sunteți deloc. Ba mai mult, nu suntem deloc. Mă pun eu primul aici. Nu suntem cu nimic mai deștepți. De ce? Pentru că vine Pavel și ne spune, voi cei care ați înțeles că Biblia e cuvântul lui Dumnezeu, n-ați făcut-o pentru că sunteți mai deștepți decât ceilalți, și spune el imediat în 1 Corinteni, în capitolul 1, versetul 26. Zice, de pildă, fraților, uitați-vă la voi. Și acum urmează ceva care nu sună a compliment. Și mă iertați dacă o să vă supărați, dar e oglinda pe care Pavel o pune în fața creștinilor de atunci, dar se potrivește perfect pentru noi astăzi. Uitați-vă la voi, printre voi nu sunt mulți înțelepți în felul lumii, nici mulți puternici, nici mulți de neam ales, dar Dumnezeu a ales ce, ia vedeți ce zice acolo, lucrurile nebune ale lumii ca să facă de rușine pe cele înțelepte, Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele tari. Ba mai mult, dar versetul ăla nu l-aveți, dar vi-l citesc eu, că nu încăput în slide-ul ăsta. Vi-l citesc și versetul 28. Și Dumnezeu a ales lucrurile josnice. Deci, uite cum ne cataloguează. Lucrurile nebune ale lumii, lucrurile josnice ale lumii, ba zice lucrurile disprețuite, ba încă lucrurile care nu sunt, ca să nimicească pe cele ce sunt. Și face Domnul Iisus o rugăciune absolut superbă în Matei 11:25, când îi spune Tatălui așa, zice, te laud, Tată, Doamne al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit cui? Pruncilor. Vă mai credeți deștepți? Sau înțelepți. Citind aceste texte din Biblie, am ajuns la concluzia că oricât m-aș strofoca eu și oricât de multă abilitate aș avea eu, de fapt nu-i treaba mea să conving pe cineva că Biblia e adevărată, nu-i treaba ta să convingi pe cineva că Iisus e Fiul lui Dumnezeu, nici să se pocăiască. Treaba ta este să-i spui ce spune Biblia, să te rogi și să aștepți ca Dumnezeu să lucreze. Atât. Pentru că dacă vei crede cumva că ține de abilitățile tale, vei fi tot timpul complexat, vei fi tot timpul în sentimente de vinovăție. Ba, te vei mai aduce și la patru proști care o să spună, nu ai postit destul, nu te-ai rugat destul, nu i-ai explicat destul și vina ta că n-ai postit destul și poți, dragul meu, poți posti până să slăbești de nu mai poți merge pe picioare, poți să te rogi 23 de ore din 24, pentru că pentru un om neduhovnicesc cuvântul lui Dumnezeu este o nebunie și nu-l poate înțelege. Treaba ta nu-i să-l faci să înțeleagă pentru că nu-l poate înțelege, ci treaba ta este doar să-l spui, să te rogi și să aștepți ca Dumnezeu să lucreze. Pentru că singurul care poate să convingă pe cineva că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu este Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Dar dacă nu faci asta, poți să te chinui cât vrei. Fericitul Augustin are o vorbă absolut superbă în legătură cu asta. Dacă vrei să crezi, vei găsi toate argumentele să crezi. Dacă nu vrei să crezi, nici dacă ți se oferă toate argumentele, nu vei crede.
Așa că v-am ridicat o povară de pe umeri. Continuați să vorbiți, continuați să spuneți, continuați să credeți, continuați să sperați, dar în același timp, fiți conștienți că nu depinde de voi. Cel care convinge este Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Știți de câte ori am văzut treaba asta la predică? De nenumărate ori. Nu vreau să merg acum, că dacă mă pornesc în direcția asta, imediat vă mai zic vreo 4 întâmplări și rămân la punctul 1. Că evanghelistul din mine... Dar tot îmi vine în minte o întâmplare. Când am ieșit o dată la biserică de la Betel și mergeam prin parcul 1 decembrie și l-am văzut pe un frate de-al nostru, ăsta îi convingea pe toți. Era un frate mai bătrân, stătea prin parc și cum prindea pe unul, trebuia să-l convingă. Cu mulți ani în urmă, l-a prins pe unul care avea, săracul, două plase grele de rafie în mână și ăsta încerca să-l convingă că Iisus e Fiul lui Dumnezeu. Ăla ar fi fost gata să accepte orice, numai să fie lăsat în pace. Numai că ăsta simțea că ăla nu-i destul de convins, așa că mai mergea. Mi-aduc aminte că am trecut pe lângă ei și când m-a văzut, zice, frate, Adi, numai bine că ai venit tu. Convinge-l tu, că eu nu-l pot. Evident că am pus pavare și m-am dus în direcția opusă. Unii dintre voi vă raportați așa exact la cei de lângă voi, la colegii voștri, la copiii tăi. Băi, dar tu nu înțelegi, dar tu nu înțelegi, dar tu nu înțelegi. Și el spune, dar nu înțeleg, dar nu înțeleg, dar nu înțeleg, că n-are cum să înțeleagă. Că nu-i vorba de matematică, nu-i vorba de chimie, că și lucrurile astea raționale pe care mintea noastră le poate pricepe, e greu câteodată să ne conectăm la ele. Dar apoi aceste lucruri spirituale care depășesc sfera de înțelegere omenească și oricât de înțelept ai fi, n-ai cum să ajungi să le înțelegi. Da. Deci numai punctul 1. Mai avem încă 6, nu mai mult. Punctul 2. De ce cred că Biblia e adevărată? Pentru că în ea găsești informații confirmate de știință. Acum doar vi le prezint. Nu vă spun câte informații confirmate de știință găsim aici, că nu vreau să vă descurajez. Doar câteva dintre ele vi le prezint. Prima, Isaia, capitolul 40, versetul 22. Vorbind despre Dumnezeu, spune, El șade deasupra cercului pământului. Isaia vorbește despre faptul că pământul e rotund, cu 700 de ani înainte de Hristos. Se spune că primul care ar fi zis ceva despre asta, dar nu se găsește exact textul, ar fi fost Aristotel, cu 300 și ceva de ani înainte de Hristos. Dar oricum, imaginați-vă, în vremea aceea, și multă vreme în istorie, și în Evul Mediu, până târziu în Evul Mediu, oamenii credeau că pământul este plat, că știu că și astăzi mai sunt destui care cred asta, că există într-un loc o margine a pământului și dacă ajunge acolo e picat, că la marginea pământului e infernul și tot felul de povești de genul ăsta. De unde știa Isaia despre treaba asta? Despre cercul pământului, despre faptul că pământul e în formă sferică. Ba mai mult, hai să vă citesc ce spune Iov în capitolul 26 cu 7. Vorbind despre Dumnezeu, spune, Dumnezeu spânzură pământul pe nimic. Iov spune treaba asta cu 2000 de ani înainte de Hristos, în epoca bronzului. Acum, fie că unii cred că această carte a lui Iov a fost scrisă de Elihu, unul dintre frații, dintre prietenii lui Iov, și apoi tradusă de Moise cu 1450 de ani înainte de Hristos. Fie că unii spun că această carte a lui Iov a fost scrisă mai târziu, cu 300 de ani înainte de Hristos, sunt tot felul de speculații și mai ales teologii liberali tind să desfințeze tot ce e în Biblie. Indiferent ce ai crede. Gândiți-vă că legea, așa numită legea a atracției universale sau a gravitației, a ajuns, să zic așa, în teorie, abia în anul 1687, când Isaac Newton vorbește despre această lege. Și abia apoi e demonstrat științific faptul că pământul e spânzurat pe nimic. De unde știa Biblia treaba asta? De unde această informație în Scriptură? Dacă nu este cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu. Ieremia, capitolul 33, altă informație, versetul 22, ca oștirea cerului care nu se poate număra. Deci vorbind despre stele, zice Ieremia, ele nu se pot număra. Știți că în vremea aceea astronomia sau astrologia, că erau practic una și aceeași treabă, spunea că sunt aproximativ 3000 de stele, că unii cercetători susțin că dacă vrei să numeri stelele cu ochiul liber, cam atâtea se pot număra. Nu știu, dacă nu crede cineva... poate să încerce. Când eram copil, am încercat de vreo câteva ori, dar numărându-le am adormit.
De unde știa Ieremia acest lucru? Că stelele nu se pot număra, că universul este infinit, că universul este în expansiune. În Eclesiastul, în capitolul 1:6, vorbește ceva foarte interesant, ce poate fi măsurat astăzi sau demonstrat de știința modernă, în legătură cu curenții de aer. Zice așa: vântul suflă de la miază zi spre miază noapte, apoi iară se întoarce din nou în aceleași rotituri. În Iov e ceva foarte interesant demonstrat de geofizica de astăzi. În capitolul 28:5 zice: pământul de unde iese pâinea, le explică oamenilor, este răscolit înăuntru lui ca de un foc. Geofizica în vremurile noastre susține exact același lucru, că sub scoarța terestră, în adânc, în nucleul pământului, la 3471 de kilometri, există o substanță fluidă care arde. Și acum vă mai dau un exemplu din Noul Testament. În Evrei 11:3 zice acolo că tot ce se vede a fost făcut din lucruri care nu se văd. Aici e o informație din fizică extrem de profundă. Tot ce se vede e făcut din ceva ce nu se vede, din atom și particule subatomice și așa mai departe. Cred că Biblia este adevărată pentru că în Biblie găsesc așadar informații confirmate și de știința modernă. În al treilea rând, cred că Biblia este adevărată pentru că păstrează sensul în toate limbile pământului. Unii spun așa: ce avem noi astăzi a fost denaturat. De fapt, Dumnezeu a spus niște lucruri, numai că traducându-se, retraducându-se încă o dată și încă o dată și încă o dată, pe parcursul miilor de ani, suntem departe de sensul intenționat de Dumnezeu. Asta spun unii. Acum, știți că, într-adevăr, oamenii au tendința de a adăuga. Și asta vedeți și la întâmplările spuse de predicatori. Că auzi o întâmplare spusă de un predicator, după aia mai auzi o întâmplare spusă de alt predicator, după aia mai spui, zici, bă, dar nu mai înțeleg acum. Cum era de fapt? Care vine? Care pleca? Unde s-a întâmplat? Oamenii, când aud o informație, au tendința de a-i pune TVA. Și de aici se naște bârfa, de foarte multe ori știți bine. Eu mi-aduc aminte de o întâmplare din adolescență, când de la un coteț văruit în alb, nu-i Călin aici să-l pun pe el să aducă mărturie, deci de la un coteț văruit în alb pe care cineva l-a văzut de la depărtare, unul către altul zice, cred că e mașină, seamănă așa mașină. De la cei doi care au transmis mai departe, am văzut ceva ce semăna cu o mașină albă, într-o săptămână era Volkswagen, 6 viteze, microbuz, alb. Oamenii au tendința de a exagera și e normal într-un fel să ne gândim, bun, oare nu s-a întâmplat la fel în ce privește Biblia? Acum, veți vedea un lucru foarte interesant. E foarte greu să traduci anumite expresii dintr-o limbă în alta. Doar cei care știți și majoritatea dintre voi aveți cunoștințe de limba engleză. Eu mi-aduc aminte, e celebră o traducere într-o biserică, cineva a tradus expresia German Shepherd, care e o expresie pentru câine ciobănești germani, cu păstor german. German, german, shepherd, păstor, o lua și o tradus ad literam. Și în loc de câine ciobănești german, o zis păstor german. O ieșit ceva greu de povestit. Acum, gândiți-vă că Biblia a fost scrisă în limba ebraică, aramaică, greacă, și în primele veacuri, imediat în primele veacuri, a fost tradusă și în limba latină. Deci avem cam 4 limbi în care regăsim fragmente din Scriptură din primii 500 de ani. Vreau să vă spun că avem în vremurile de astăzi aproximativ 6.000, astea se numesc manuscrise, de fragmente din Scriptură din primii 500 de ani după Hristos. Aproape 6.000. Vă dau numai un exemplu, de fapt aveți acolo 2 exemple, 2 cărți celebre, care nu sunt contestate de nimeni și toată lumea le consideră autentice, veridice, demne de crezare. Războiul Galilor, scris de Iulius Cezar, are 10 manuscrise. Poetica lui Aristotel are 5 manuscrise. Biblia are 6.000 numai pe Noul Testament. Cel mai vechi dintre manuscrise e în Manchester undeva, într-un muzeu, e un fragment din Ioan 8. Știți ce e interesant? Dacă e cineva curios să vadă treaba asta, se poate cerceta. Manuscrisele, cele mai multe dintre ele sunt publice. Sigur, nu o să mergeți prea mult sau nu vom merge prea mulți la Vatican să le cercetăm sau la Londra, unde sunt foarte multe, la British Museum. Însă,
Dacă comparăm fragmentele biblice de atunci cu ce avem noi astăzi, vreau să vă spun ceva. Nu-i nicio diferență. Nu există nicio diferență. Ba mai mult, în 1940, la Marea Moartă, când un păstoraș, un cioban, a găsit acolo niște lucruri care aveau să fie demonstrate ca fiind extrem de importante. Așa numitele manuscrise de la Marea Moartă. Acolo a fost găsit un fragment din cartea lui Isaia extrem de vechi, cel mai vechi fragment din cartea lui Isaia. Când a fost descoperit, foarte mulți dintre cei care luptau și luptă împotriva Bibliei au jubilat. Au zis, ia uitați, să vedeți acum cât de mare diferență există între ceea ce avem noi în Isaia astăzi și ceea ce era atunci, cu câteva sute de ani înainte de Hristos. Haideți să vă spun ceva. Nu există nici o diferență. Nici o diferență. Motivul pentru care cred că Biblia este adevărată e că ea, așa cum v-am zis, își păstrează sensul în toate limbile pământului. Și că nu există niciun fel de diferență între ceea ce s-a scris atunci și ceea ce avem noi astăzi. Chiar dacă oamenii au tendința asta de a transmite și de a adăuga întotdeauna ceva, țineți cont și de cultul acesta pe care evreii îl aveau pentru textul sacru, care a fost transmis mai departe creștinilor, dar dincolo de asta, peste toate acestea, văd puterea și purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Pentru că Biblia n-are nevoie să fie apărată. Ea este apărată de puterea lui Dumnezeu. Apoi, în al patrulea rând, pentru că prezintă evenimente și oameni adevărați, 23.000 de dovezi arheologice. Vă spun asta celor care sunteți interesați. Căutați și veți vedea. 23.000, peste 23.000. Acum vă dați seama că nu o să le prezint eu în această dimineață pe toate cele două. Vă prezint din cele 23.000 de dovezi. Ia uitați, cât sunt acolo? 6. Dar nici măcar acestea nu am pregătit acum înaintea dumneavoastră să vă prezint toate dovezile arheologice în legătură cu Babilonul, doar vă spun așa. Foarte mult, multă vreme în istorie s-a spus că Babilonul a fost un oraș legendar, mitologic, pentru că nu existau alte izvoare istorice decât cele care sunt păstrate în scriptură și tradiția orală. Până când a fost găsit locul în care a fost ridicată altădată cetatea aceasta. Și astăzi poate fi vizitat. Ninive la fel. Multă vreme s-a spus, Ninive e o cetate inventată, nu există realitate. Până când a fost descoperit locul și astăzi poate fi vizitată. Despre David s-a spus că e un personaj inventat, cu toate că e atât de iubit în cultura iudaică și dacă o să vă duceți în Israel, veți vedea asta. Mulți s-a spus, e un personaj istoric inventat de către evrei. E un personaj legendar, cum avem și noi, tot felul de haiduci. Habar n-am acum, că nu vine în minte un exemplu. E un personaj creat așa, doar ca să înflăcăreze spiritul naționalist evreu. Pentru că nu existau dovezi arheologice. Până în 1995 a fost găsită prima dovadă undeva în nordul Israelului, unde era o listă cu toată casa lui David. Și era o listă scrisă, clar. Pilat. Despre Pilat s-a spus că e un personaj inventat pentru că nu există nicăieri în altă parte în Biblie. Abia în 1961, mi se pare că la Cezarea a fost găsită o inscripție care spune Pilat din Pont, guvernator al Iudeii. Până atunci, mulți au zis Pilat e un personaj inventat. Cred că Biblia este adevărată. Și acum, dacă ăștia care fac mișto de Biblie și râd de Biblie, îs cu adevărat onești din punct de vedere intelectual, să cerceteze măcar o parte din cele 23.000 de dovezi arheologice. Domnul să le ajute. Punctul 5. Cred că Biblia este adevărată pentru că are un mesaj unitar care nu se contrazice. Ea este o colecție de 66 de cărți, nu este o singură carte, care a fost scrisă, așa cum v-am spus, în trei limbi diferite, în ebraică, în aramaică și greacă. A fost scrisă de aproximativ 40 de oameni, unii spun 39, alții spun 44, nu intrăm acum în dispute de genul ăsta. A fost scrisă în aproximativ 1600 de ani. Prima carte scrisă de Moise, Cartea Genezei, cu 1500 de ani înainte de Hristos aproximativ. Ultima scrisă de Ioan, 100 de ani după Hristos, fără să se contrazică. Pentru mine asta în sine este un miracol. Gândiți-vă,
doar la medicină. Uite, nu întreb câți dintre voi sunteți în domeniul medical. Dacă v-ați uitat într-un tratat de medicină cum a fost tratată gripa în ultima sută de ani și ați încercat toate tratamentele, vă garantez că nu supraviețuiți. Nu mă refer acum la cum era în Evul Mediu, când Voltaire făcea mișto de cum tratau doctori atunci orice, prin sângerare. Fa să sângereze puțin și rezolvă problema. Așa rezolvau medicii treaba în Evul Mediu. Nu mă refer la vremurile acelea. Ultima sută de ani, nu o boală complicată, gripa. Dacă ai încercat toate tratatele care au fost recomandate în ultima sută de ani, ai toate tratamentele în tratatul de medicină pe tema asta, îți garantez că nu supraviețuiești. În medicină, care e o știință serioasă. O carte scrisă pe o perioadă de 1600 de ani de 40 de oameni care au fost mânați de Dumnezeu, care au scris de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. Oameni din condiții sociale diferite. Unii dintre ei simpli ciobani, alții păstori. Unii dintre ei nici măcar n-au știut să scrie, n-au făcut decât să dicteze și niște scribi au scris mai departe. Și cuvintele acestea au rămas în istorie, împreună, pusă de Dumnezeu împreună, fără să se contrazică. Dacă iau în această zi doi oameni de aici și întreb de Guvernul României, o să găsesc 100%, cel puțin două păreri diferite, dacă nu, eu cred că o să găsim mai multe, că noi ne contrazicem singuri de multe ori. Nu intrăm în subiecte mai controversate. Dacă iau doi de aici și vă întreb despre COVID ceva, pot fugi. Sau vă întreb ceva care e mai controversat. Dacă eu, împreună cu dumneavoastră, ne luăm aici patru oameni și scriem, nu știu, pe orice subiect ales, o să găsim mai multe păreri, pentru că noi înșine ne schimbăm. Da, astăzi avem o părere despre asta, mâine ne convinge unul, auzim, amă, ăla-i, bine zis. Amum auzit pe mine că Biblia e adevărată, mâine ascultați ceva, s-ar putea iară să ne semnalizeze greșit becurile. Dacă nu ne convinge Dumnezeu prin Duhul Sfânt și totul rămâne doar la nivelul ăsta al scoarței noastre cerebrale, și nu coboară mai profund în adâncul ființei noastre, nu se întâmplă de fapt nimic. Biblia are un mesaj unitar care nu se contrazice și ăsta e miracolul. Să iei 40 de oameni atât de diferiți, care vin după continente diferite, cu educație diferită, oameni pe care dacă i-ai fi pus împreună, poate nici nu s-ar fi suportat unii pe alții. Nu poate. Eu numai dacă mă gândesc acum, nu vă dau exemple din Biblie. Și totuși, transmit același adevăr unitar al lui Dumnezeu. Și dacă vă uitați din Geneza până în Apocalipsa, găsim același mesaj de speranță, același mesaj de mântuire. E același mesaj, e același cuvânt al lui Dumnezeu transmis umanității, omului căzut care se îndreaptă înspre moarte. E mâna întinsă a lui Dumnezeu care pornește din inima lui Dumnezeu către noi. Cred că Biblia este adevărată, așa cum am zis, pentru că are un mesaj unitar care nu se contrazice și în al șaselea rând, pentru că are profeții care se împlinesc. Oh, și câte profeții în Biblie se împlinesc în mod milimetric. Dacă la un moment dat a fost tentat să iau astea cu războaiele grecești, dar mi-a fost milă de dumneavoastră, că dacă luam de acolo din Daniel, terminați, eram dormitor, era astăzi aici. De-aia vă dau numai câteva foarte cunoscute. Locul nașterii lui Iisus cu 700 de ani încă înainte să se nască Hristos în Mica 5:2 și tu, Betleeme, Efrata, pentru că mai era un Betleem, dar spune specific, acolo va fi Iisus. Și pune-te, rog, următorul. Profeții care se împlinesc, prețul vânzării lui Iisus cu 500 de ani înainte, Zaharia în capitolul 11:12, mi-au cântărit ca plată 30 de arginți cu 500 de ani înainte ca asta să se întâmple. Pune următorul, te rog. Detaliile răstignirii cu 1400 de ani înainte, în psalmul meu favorit, psalmul 22:18, care, apropo, în original poartă titlul acesta, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit. Știți că Biblia în original nu i-a fost împărțită pe versete și pe capitole, și poate o să vorbim și despre asta la un moment dat. Abia prin Evul Mediu, pe la 1300 și ceva, e un cardinal francez care împarte mai întâi într-o ediție în limba latină Biblia în capitole și apoi mai târziu se împarte în versete. Cu 1400 de ani înainte vorbește despre momentul în care Iisus era pe cruce. Dumnezeule, Dumnezeule, pentru ce m-ai părăsit? Și apoi tot cu 1400 de ani în capitolul 34 din Cartea Psalmilor
E prevăzut faptul că oasele lui Hristos nu vor fi zdrobite. Toate oasele îi le păzesc, ca niciunul dintre ele să nu-i se sfărâme. Și apoi, pune-te rog mai departe, locul îngropării lui Iisus cu 700 de ani înainte, în Isaia 53 cu 9, groapa lui va fi pusă între cei răi și mormântul lui la un loc cu cel bogat. Vă aduceți aminte că un om bogat, un parlamentar, îi pune la dispoziție Domnului Iisus Hristos mormântul lui cu 700 de ani înainte. Daniel prevede în capitolul 2, doar în 7 versete, mi se pare, din versetul 39 până la 45, prevede ridicarea și decăderea două imperii, Imperiul Grec și Imperiul Roman, doar în 7 versete. Imaginați-vă câtă densitate de prorocii împlinite sunt în cartea lui Daniel. Și în Isaia, în capitolul 23, și în Ezechiel, capitolul 26, prevăd cufundarea orașului Tir cu câteva sute de ani înainte. Și sunt multe, multe, că dacă ar fi să le povestim, nu ne ajunge această zi. Cred că Biblia este adevărată pentru că în ea există prorocii care s-au împlinit milimetric. Și vreau să vă spun, există prorocii care încă nu s-au împlinit și urmează să se împlinească. De aceea spune Maranata, vino Doamne Iisuse. Bazați pe ceea ce Dumnezeu afirmă în cuvântul Lui. Și apoi, am spus în al șaptelea rând, cred că Biblia este adevărată pentru că ea schimbă vieți. Ar vrea să recapitulez și apoi voi poposi aici. Cred că Biblia este adevărată pentru că am fost convins de Dumnezeu prin Duhul Sfânt. 2. Pentru că în ea găsesc informații confirmate și de știință. 3. Pentru că Biblia își păstrează sensul în toate limbile și dialectele pământului. 4. Pentru că prezintă evenimente și oameni adevărați. 5. Pentru că are un mesaj unitar care nu se contrazice. 6. Pentru că are prorocii care se împlinesc milimetric în istorie. Și 7. Pentru că ea schimbă vieți. Așa cum zice Pavel în Romani 1:16. De aceea nu mi-este rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu. Ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului și apoi a grecului. Ea este puterea lui Dumnezeu. Ea este puterea lui Dumnezeu. Nu predicatorul, nu muzica, nu altceva, nu înțelepciunea noastră. Și dacă veți citi, și oricum v-am dat prea multe versete în această zi, veți vedea că apostolul Pavel, el însuși zice, când am venit la voi, n-am venit cu înțelepciunea oratoriei și a vorbirii, pentru ca Evanghelia lui Hristos să nu fie făcută zadarnică. Pentru că știu că cel care convinge este Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Și acum, Biserică Lumina, noi trebuie să avem convingeri. Dacă suntem creștini, trebuie să avem convingeri. Și una din convingerile noastre e asta. Credem că Biblia este adevărată. Și în virtutea acestui lucru, vreau să spun încă o dată, Biblia schimbă vieți. Biblia schimbă vieți. V-am dat multe exemple și exemplul ăsta, și cu asta mă voi apropia de final. De fapt, cu asta am încheiat. Am mai spus aici despre asta, dar se potrivește foarte bine, dar l-am prezentat întâmplarea asta altă dată, dintr-o altă perspectivă. Mi-aduc aminte când odată, fiind plecat din țară, foarte, cu mulți ani în urmă, sau cu mulți ani în urmă, oricum, cum încerc să memorez cât s-au trecut, cel puțin 15 ani, și mi-aduc aminte că m-am dus să vizitez un băiat care era bolnav de cancer la stomac în spital, era bolnav din cauza unor probleme pe care le avusese, fusese dealer de droguri, era abandonat de familie, și am povestit despre el că el s-a pocăit, mi-a povestit cum s-a pocăit, pentru că eu l-am botezat, și mi-a zis că a venit un grup de tineri de la biserică și a dat Biblia unul. I-a dat o Biblie. Atât. Mi-a povestit că atunci când a ajuns în spital, cei care au fost cu el până atunci, toți prietenii lui foarte șmecheri, l-au abandonat. El era singur acolo în spital. Și familia l-a lăsat acolo pentru că au zis, ne-ai făcut de râs? Și s-a dus grupul ăsta de pocăiți pentecostali, unii dintre ei din Bihor, pentru că urmesc cu acordeon în spital, ceea ce nu-i recomandabil. Și s-au apucat și au cântat acolo și mi-a zis, zice, a fost foarte simpatic, abia am așteptat să termine cu cântarea, că era foarte tare. Și după ce a terminat cu cântatul, unul dintre tinerii aia care s-a pregătit, i-a dat doar un Nou Testament și i-a zis, doar atât, să știi că lui Dumnezeu îi pasă de tine, citește Evanghelia după Ioan. Și mi-a zis, propoziția asta, să știi că lui Dumnezeu îi pasă de tine, m-a făcut ca după ce au plecat ei să încep să citesc Evanghelia după Ioan și să aștept să treacă săptămâna să vină să-mi vorbească din nou despre Dumnezeu.
Și așa am hotărât să mă pocăiesc. Și așa am hotărât să-L urmez pe Iisus Hristos. Și așa Dumnezeu mi-a schimbat viața. Prin cuvânt. Căci mie nu mi-este rușine, căci nouă Biserice Lumina, nu ne este rușine de Evanghelia lui Hristos, pentru că ea este puterea lui Dumnezeu. Dacă ești în această dimineață aici în biserică și nu ți-a fost și ți-a fost greu să faci pasul înspre botez, sau ți-a fost greu să te întorci la Dumnezeu, sau ți-este greu să-L urmezi pe Iisus Hristos, vreau să spun ceva și cauți cumva putere undeva. Există putere. Puterea nu-i la oameni, nu-i la un pastor, nu-i la o biserică, ci în cuvântul lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte că la un moment dat Lot era în Sodoma și Dumnezeu îi vorbește. Cuvântul lui Dumnezeu are putere în dreptul lui Lot, ca Lot să scape viața, și spune: Lot, scapă-ți viața. Și în momentul în care Lot primește informația de la Dumnezeu, primește cuvântul de la Dumnezeu, spune Biblia că Lot fuge, dar Dumnezeu îl avertizează și spune: uită-te înainte spre cetatea de scăpare, nu te uita înapoi, nici tu, nici familia ta. Ia pe cei pe care îi iubește, îi ia de mână și încearcă să scape viața. Și un moment de un dramatism extraordinar, când Dumnezeu îi spune: dacă veți întoarce privirea, veți muri. Și în momentul ăla, când nevastă sa se întoarce, rămâne acolo, moare pe loc. Probabil că Lot a simțit lucrul acesta, dar n-avea voie să se uite în urmă. Dumnezeu îi spune: scapă-ți viața, scapă-ți viața, nu te uita în urmă, merge înainte și își ia fetele și merge înainte. Lot face asta dincolo de sentimentele lui. M-am gândit la sentimentele lui. Depășește sentimentele. Se bazează pe un singur lucru. Pe ce? Pe cuvântul lui Dumnezeu. Dacă citiți în Evrei capitolul 11, care vorbește despre credință, veți vedea că toți oamenii aceia pe care Dumnezeu îi consideră eroi credinței și-au bazat viața pe un singur lucru, pe ceea ce Dumnezeu a spus, pe cuvântul lui Dumnezeu. Asta înseamnă să fii credincios. Să mergi înainte în virtutea a ceea ce Dumnezeu a spus, știind că toate celelalte lucruri vor trece, dar cuvintele lui Dumnezeu rămân în picioare.